mai încearcă să dau la meu. Da. În cât timp terminăm? Pentru copii? În cât timp terminăm? Noi ce-a vorbit-o cu... Asta-ți partea asta, nu-i vadă ce-i voi. Astăzi ei s-au organizat să termine partea asta până la sensul giratoriu. În sens divers, nu? Nu, tot ce-i merg împreună, în paralel, până la sensul giratoriu. Mâine, urmând, dimineață se închidă ultima bandă. În partea asta nu a mai fost timp pentru cum fac. Faceți rosturile alea? Urmează să facem rostul de dilatații și la pod. Tot podul. Tot podul. Și asta când le facem? Păi trebuie să începem. Avem contract cu o firmă care prestează serviciile acestea și urmând, eu știu, câteva 2-3 săptămâni să vină. Deci avem și podul, nu mai avem. Nu mai. La trecere, la rostul de dilatație nu mai avem probleme. Iar aici la pod parapenții, vorbim și de parapenții. Da, ideea zic, că vor fi schimbați, dar noi aveam acum putea să schimbă, dar au început la fază. Noi când am trecut, asta am arătat lui... Da, ai făcut foarte frumos și stângi așa, dar și în mijloc parapenții, dar rămas bucățile alea mici. Acesta este primul pod din secția Piatra Neamț care va fi schimbat. Știu, Roman e primul pod. Deci mâine se termină orașul tot, până la miercuri. Da, mai puțin giratoriu și miercuri și giratoriu. Acum să sperăm că nu o să plouă mâine de dimineață, că dacă plouă de dimineață, nu o să poată lucra. Bună ziua, mulțumim frumos că ați dat curs de invitație de a participa astăzi la inspecția făcută împreună cu reprezentanții naționale. Întâlnim la invitația domnului primar Lucian Dicu. Mă bucur să văd că lucrurile merg repede în ceea ce privește turnarea coborului asfaltic atât în municipiul Roman, cât și la limitele cu județul Iași, când s-a început și cu județul Bacău. Avem aproximativ un total de 5,2 km drum național care vor fi asfaltate în interiorul municipiului Roman. Avem aproximativ 8 km de drum național în partea de la ieșirea din Roman spre municipiul Iași până la Castelul de Apă și aproximativ 10 km drumuri naționale de la ieșirea din municipiul Roman până la limita cu județul Bacău. În total, aproximativ 23 de km de drum național va fi turnat cobor asfaltic. Vorbim de investiție de aproximativ 7,6 milioane lei fără TVA, cu tot cu TVA aproximativ 9 milioane de lei. Apreciez sprijinul mod deosebit pe care ne l-au dat cei de la DRDP Iași, mă refer la domnul director Denis Pilă și inclusiv la sprijinul și mâna de ajutor dată de către ministrul transportului și telecomunicațiilor din România, domnul Lucian Bode, lucruri făcute cu sprijinul atât administrativ și din partea ministrului prefectului, dar și cu sprijinul și cu lobby-ul făcut de domnul primar Lucian Dicu, primarul municipiului Roman. Mă bucur că văd o lucrare de calitate, cel puțin la acest moment când suntem în plină etapă de modernizare a drumului și turnarea coborului asfaltic. E o lucrare de calitate, garantată între 2 și 4 ani de zile, sperăm să țină cât mai mult. E o lucrare de care municipiul Roman avea nevoie pentru că nu s-au mai investit în drumurile, mă refer la drumul ce ține de drumurile naționale care tranzitează municipiul Roman de foarte mulți ani. E o investiție binevenită pentru, atât pentru municipiul Roman, cât și pentru toți conducătorii auto care tranzitează Roman. Domnul primar. Da, vă mulțumesc în primul rând pentru vizită, mulțumesc și eu și direcției regionale drumuri și poduri Iași și domnului director Pilă, domnului Remus Luca, care coordonează activitatea de aici din județ. E într-adevăr o lucrare importantă pentru Roman, o lucrare care va fi completată cu resursele proprii ale primăriei, pentru că tot în această săptămână vom asfalta și un segment din bulevardul Nicolae Bălcescu, segmentul cuprins între Ștefan cel Mare de la Pompieri până la sensul de girație de la Panificație, o zonă care a suferit în ultimii ani
și vom turna și acolo un covor asfaltic. De asemenea, vom turna covor asfaltic pe strada Speranței. Este vorba de drumul care duce spre ambulanță, spre stația de salvare Roman. Tot dacă vorbim despre ambulanță, am reabilitat în această primăvară și acoperișul. Urmează să facem și fațada acestei clădiri, astfel încât întreaga zonă să fie reabilitată în totalitate. De asemenea, mai avem un capăt de strada Dobrogeanu-Gherea, în dreptul școlii Mihai Eminescu, care a fost extinsă și care va primi un covor asfaltic nou. Și de asemenea, iarăși o veste bună pentru romașcani, în special pentru cei care locuiesc în cartierul Petru Rareș. Începând de mâine, începem turnarea covorului asfaltic pe strada Nicolae Bălcescu, segmentul cuprins între strada Ile Caragiale și strada Petru Rareș, pe strada Ile Caragiale, pe fundătura Ile Caragiale și pe strada Izvor. Practic, în această săptămână, mai multe străzi din Roman vor primi covorul asfaltic și imediat după sărbători ne vom ocupa de străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, care de asemenea urmează să primească asfalt. Eu sunt și eu mulțumit de ceea ce văd, în primul rând de ritmul lucrărilor, pentru că e o lucrare de amploare, o lucrare care presupune un disconfort în trafic pentru câteva zile, dar sunt convins că ceea ce se câștigă prin confortul ulterior așternei acestui covor asfaltic este infinit mai bun și atunci cele 2-3 zile vor putea fi depășite mult mai ușor, mai ales că profităm și de perioada aceasta când circulația, nici traficul nu ar trebui să fie foarte, foarte dificil. Da, și în plus înțeleg că toate marcajele rutiere se fac tot de către secția drumurilor naționale Neamț, de către DRDP Iași, urmând ca primăria municipiului Roman să execute marcajul pentru parcările, zona de parcări. După cum bine știți, drumul care transitează municipiul Roman a fost dat prin hotărârea Consiliului Local Roman în folosință celor de la drumuri naționale, urmând după executarea și terminarea, finalizarea lucrărilor, drumul să se reîntoarcă spre administrare către primăria municipiului Roman și atunci se poate interveni și pe zona de parcări pentru a fi din nou trasate. Totodată și podul de la Roman, cu ieșirea spre Horia, urmează ca lucrările de modernizare a podului, adică mă refer la parapeți, să fie terminată în aproximativ 9 săptămâni, de ce am înțeles de la Direcția Drumurilor Naționale Neamț, urmând ca și rosturile de dilatație care sunt pe deteriorate și sunt pe post și care creează disconfort astăzi în trafic, urmând ca la începutul lunii mai să fie și acelea înlocuite pentru a avea o calitate rutieră bună. E ca și investiție pe rosturile de dilatație care trebuie să fie înlocuite. E prima investiție pe județul Neamț, e la podul de pe municipiul Roman care leagă de Horia și pe I-85. Mă bucur că astfel de investiții și că avem deschidere la Guvernul României pentru a aduce bani județenească, pentru a aduce bani în Roma și pentru a crea, dacă vreți, o zonă în care să ne bucurăm că trăim în condiții civilizate, că șoferii merg în condiții civilizate și nu suntem, cum a fost în ultimii 4 ani de zile, municipiul Roman lăsat de pe lista investițiilor și atât din partea Consiliului Județean Neamț, cât și din partea fostului guvern al României. Am fost tratați municipiul Roma, care asigură aproximativ 66% din PIB-ul județului Neamț, am fost trecuți la capitolul La și altele, adică am fost mai vodași, cu toate că susținem economic județul Neamț în proporție de aproximativ 66%, cum spuneam mai devreme. Romanul contează pe hartă, Romanul contează la nivel național, fiind un nod logistic extrem de important, dacă nu cel mai important nod logistic din zona de nord-est a României. La capitolul străzi, referitor la strada Mihai Viteazu, când veți recepționa? Dar noi nu avem ce să recepționăm. E o lucrare a Consiliului Județean, este drumul Consiliului Județean. În momentul de față nu se pune problema preluării acestei străzi în administrarea. Nu e făcută de calitate? Din punctul meu de vedere, în momentul de față nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi preluată în administrare de către primărie. Strada Mihai Viteazu, care a fost dată cu bună intenție și bună credință de municipiul Roman spre administrare Consiliului Județean pentru să se realiza investiție în turnarea de altfel unui covor asfaltic pe strada Mihai Viteazu. La ora aceasta este o comisie care verifică calitatea lucrărilor, formată din specialiști de la ISCTR și de la alte instituții. Există posibilitatea ca, în vederea continuării cercetărilor cu privire la și acțiunile de control
privire la drumul Mihai Viteazul din Roma, să existe și altfel de suspiciuni care vor fi anchetate de organe abilitate. Calitatea lucrărilor fiind extrem de proastă. Și în final, cum trebuie făcută lucrarea? Lucrarea, repet, este extrem de proastă. Cel care a contractat este Consiliul Județean Neamț, iar beneficiar este tot Consiliul Județean Neamț. Ei au făcut plata. Urmând ca cei de la Consiliul Județean Neamț împreună cu constructorul să ajungă la un numitor comun sau, dacă nu vor ajunge la un numitor comun, legea să își facă, să-și spună cuvântul, să fie lucrurile îndreptate, iar acel drum să fie corect gestionat din punct de vedere a calității lucrărilor care s-au efectuat. Uitați-vă și dumneavoastră la diferența și vă vedeți cu ochiul liber dumneavoastră presa, o văd și romașcanii, să știți. Pentru că atât și la domnul primar și la noi, la prefectură, au ajuns nenumerate solicitări, plângeri. Uitați-vă la calitatea covrului asfaltic care se toarnă pe E85, pe drumul național, și uitați-vă la calitatea lucrărilor făcute pe Mihai Viteazul de către Consiliul Județean Neamț. Aș vrea să știu dacă vremea permite, în cât timp este. O să vă răspund eu, cei de la drumuri naționale, având în vedere politica instituțională a domniilor lor, nu participă la conferințe de presă decât într-o zonă în care nu au răspuns. Vă rog. Când se termină lucrările, dacă vremea va permite și nu va plua, cum se numește? Pe municipiul Roman? Da. Săptămâna asta. Miercuri. Săptămâna asta, miercuri, joi, cel târziu, în funcție de condițiile meteo. Ok. După care se continuă lucrările până la ieșirea din raza teritorială a județului Neamț, când ne oprim la drumul național, unde ne intersectăm cu județul Bacău. Și de ce rosturile de dilatare care au fost puse acum mai puțin de un an sunt în starea în care sunt pe podul de la Moldova? Pentru că lucrurile au fost făcute mai puțin de 12 luni. Să vă răspund de ce ele s-au deteriorat, probabil că e și un fenomen. Nu s-au pus acum. Nu? Nu s-au făcut lucrări acum câteva luni? Ba da, dar nu la rost. Bun, dar când se face o lucrare pe un pod, nu se face nu, patruată? Nu, sunt chestii separate. Acum va veni, o firmă. Pot să vă arăt imori că după ce s-au făcut acele lucrări, timp de 2 luni de zile s-a circulat ok pe pod. Adică nu simțeai, te simțeai în străinătate, vorba cuiva. Da, au fost niște lucrări de reparație, nu la rost. După 2 luni de zile? Nu la rosturi. Lucrurile astea se pot observa și certifica prin fișa de lucrări care a fost executată la reparațiile de pe podul de la Roman. Eu, din datele pe care le am și din discuțiile avute și cu cei de la drumul național de la Neamț și cu direcția, cu regia de la Iași, am insistat ca aceste rosturi de dilatații să fie schimbate, înlocuite, pentru că nu se circulă în condiții de confort pentru pe auto. Urmă să fie schimbate, înlocuite, pentru a se circula în condiții de normalitate în începutul lunii mai. Da, asta am înțeles ce cereți dumneavoastră, dar de ce 2 luni de zile după ce s-au făcut lucrurile pe pod s-a circulat bine și după aceea nu s-a mai circulat? Înțeleg că nu s-a umblat la rosturi de dilatație. Acum te trebuie să schimbi. Ce s-a făcut anul trecut, cred că în toamnă, vă referiți dumneavoastră la ceva lucrări de reparație? O separație, exact. Reparație cu covor asfaltic. Reprezintă altceva. Când vom fi în această poziție și la trecerea la nivel cu calea ferată și să dați o veste bună automobiliștilor că e reabilitat și se poate circula din... Se lucrează și domnul Lucian Nicu vă poate spune, da, detalii, pentru că s-a întâlnit cu domnul ministru și la Roma și la Neamț și la București. Există o abordare în sensul de a se rezolva și a exista o investiție la nivelul trecerii de cale ferată de la ieșirea spre Roma, spre Iași, pentru că în urma lucrărilor să nu mai existe acest disconfort pe auto. Înțeleg că se lucrează la soluția tehnică și sunt alocați deja bani. Da. Aici vreau eu să fac o precizare legată de faptul că am avut o discuție cu domnul director Pipa de la Regionala Iași. În momentul de față a preluat toată inițiativa SNCFR-ul în ceea ce privește redactarea unui DALI. Se lucrează deja pe cheltuiala Ministerului și în regie proprie pentru efectuarea acestui DALI, după care urmează scoaterea la licitație, proiectare plus execuție. Repet, pasajul sau trecerea pe calea ferată, reducându-se de la 3 linii la o singură linie și ulterior printr-un sistem de macaz, fiecare operator, fiecare proprietar de linie ferată, putând avea accesul separat către propria instituție. Noi avem speranța ca în acest an să demareze această licitație și
aceste lucrări, astfel încât, așa cum spuneați și dumneavoastră, cât mai repede să ne putem bucura de o trecere la nivel cu cale ferată la ieșirea spre Iași. Referitor la situația cu coronavirusul la nivelul... Vă rog. Din informațiile pe care le aveți la acest moment, câte alte cadre medicale sunt infectate, pentru că vinere la 34 sunt în totalitate. Pe ultima raportare de astăzi dimineață erau 34 de cadre medicale, dintre care 8 doctori și restul alte cadre medicale. Dar cu situația, adică fără probleme deosebite din punct de vedere a sănătății celor 34 de cadre medicale. Am eu o precizare de făcut vis-a-vis de o altă promisiune a Consiliului Județean, că în termen de o lună de când municipiul Roman, Consiliul Local Roman va aproba transferul către Consiliul Județean a arteriei Roman-Est, ne aflăm deja la jumătatea lunii aprilie, încă nu s-a întâmplat nimic. Ultimele documente solicitate de Consiliul Județean au ajuns la începutul lunii aprilie la Consiliul Județean și până acum n-am văzut nicio mișcare. Sperăm ca termenul acela de o lună pe care și l-a asumat domnul președinte se materializeze și astfel și ocolitoarea Roman-Est să fie reabilitată. Asta vreau să vă întreb, că au cerut o serie de documente. Toate documentele sunt la Consiliul Județean. Dacă o minge este în curtea lor și se rezolve promisiunea. Domnul președinte a spus că se angajează. Așteptăm și noi să se angajeze. Să facă în phaser. Vis-a-vis de promisiunile, eu nu o să reiau ce a spus domnul primar, dar vis-a-vis de promisiunile domnului Arsene, eu personal, în calitate de prefect, m-am cam plictisit așa să-l tot aud și să-l văd inclusiv la dumneavoastră prin presă, cheltuim bani mulți de altfel ca să fie, să apară în presă, cheltuim bani mulți să apară tot timpul pe Facebook, că dumneavoastră îi mai place mai mult în spațiu virtual decât în spațiu real, acolo unde e realitatea. Păi, eu vreau să luați în considerare faptul că domnul președinte Arsene a dat aproximativ 3,6 milioane de euro către realizarea unui spital modular în Iași. Dintr-un megaproiect de 17,6 milioane de euro, unde se dorește realizarea unui spital modular cu 250 de paturi, în condițiile în care sunt oferte clare cu 10 milioane de euro și cu aproximativ 5-6 milioane de euro pentru realizarea aceluiași obiectiv. Oare mă gândesc și mă întreb, oare nu mai multă nevoie au nemțenii de lucruri palpabile, de bani investiți în economia reală, în sistemul de sănătate din neamț, decât să ducem banii pe tot felul de invenții financiare la preț dublu, la preț triplu în alte județe? E o întrebare retorică. Acum, cu trecerea spitalelor în administrarea Ministerului Sănătății, așteptăm apariția ghidului, însă deja lucrăm și la alocarea sumelor de bani și la creionarea unui caiet de sarcini pentru achiziții în valoare de câteva sute de mii de euro pentru spitalul municipal de urgență. Deci pe actuala legislație se spune foarte clar că managementul trece în subordinea Ministerului Sănătății. Restul, ceea ce ține de investiții, ceea ce ține de funcționarea spitalelor sunt în același regim juridic, fie dacă vorbim de Spitalul Județean Neamț la Consiliul Județean Neamț sau de Spitalul Municipal Roman la primărie. Deci în mod clar, iar după ce se va ieși din starea de urgență și ulterior, se va reveni asupra acestor dispoziții de legalitate de astăzi și probabil că spitalele ca și management vor reveni din nou către Consiliul Județean sau către primăriile care le-au în administrare. Administrativ și financiar, ele rămân în subordinea fie a Consiliului Județean după caz sau a primăriei municipiului Roman sau altor primării după caz.